obținând 900 de voturi față de locale în care am obținut 200 de voturi. Aninoasa, unde de asemenea am scos un rezultat foarte bun comparativ cu rezultatul din alegerile locale. Și alte localități unde am reușit să creștem performanța, cum e Slătioara din județul Vâlcea. Am crescut performanța electorală, am obținut scoruri mai bune și de asemenea vreau să felicit echipele care au făcut campanie și toți liderii naționali care s-au implicat în această campanie, inclusiv pe premierul Florin Câțu. În ceea ce privește organizarea alegerilor, dați-mi voie să felicit Ministerul de Interne, Poliția și Jandarmeria pentru că au asigurat alegeri corecte. Vă spuneam de Cojasca. La ora actuală, primarul din Cojasca este în arest la domiciliu, e puțin priponit, în arest la domiciliu, pentru că, în sfârșit, s-a devoalat mecanismul în care reușea să câștige alegerile, și anume vize de flotant, făcute în fals. La ora actuală, toți cei care au fost implicați în realizarea vizelor de flotant care l-au ajutat să câștige alegerile pentru funcția de primar la alegerile din 2020, la alegerile din 2016, au recunoscut fapta și ca atare câștigarea alegerilor de la Consiliul Local Cojasca are o valoare și de câștigarea alegerilor pentru primărie, pentru că acolo Consiliul Local, în care o majoritate PNL, va pune un viceprimar care va deține practic funcția de primar interimar. De asemenea, am găsit situații. Este situația de la Târgu Bujor. Și la Târgu Bujor, față de 23% cât am obținut în alegerile locale, la aceste alegeri am obținut aproape 35%. La Târgu Bujor, de exemplu, erau 700 de persoane care primiseră la o singură adresă hârtiile pentru documente de identitate. Foarte mulți dintre ei basarabeni, care, din fericire, în cea mai mare parte nu au putut să voteze, datorită măsurilor ferme luate de poliție, de jandarmerie. De-aia vă spun că, într-un fel, s-a mai și devalat în câteva localități mecanismul prin care obțineau victorie anumiți candidați ai Partidului Social Democrat. Cam astea sunt rezultatele. Am ținut să fac această declarație pentru a pune lucrurile la punct și pentru ca cetățenii să cunoască adevărul despre aceste alegeri locale, să nu se ia după falsele declarații de proclamare a victoriei făcute de adversarii noștri politici. De asemenea, aș mai spune ceva, tot legat de adversarii noștri politici. Le cer PSD-iștilor să nu se mai implice în campania internă din Partidul Național Liberal rostind minciuni despre mine. Niciun parlamentar al Partidului Național Liberal nu va vota moțiunea de cenzură. La nivelul coaliției s-a hotărât, tocmai pentru ca să nu existe niciun fel de dubiu și de problemă legată de exercitarea votului, ca parlamentarii din formațiunile politice din arcul guvernamental să fie prezenți și să nu voteze. Obiectivul nostru, asta eu vă spun ce decizie s-a luat la nivelul coaliției, obiectivul nostru este acela ca PSD să nu obțină niciun vot în plus față de voturile pe care le au parlamentarii PSD și cei de la AUR, care am înțeles că sprijină moțiunea, mai exact să nu ia niciun vot de la parlamentarii din cadrul coaliției de guvernare. De ce mai aveți parlamentarii liberali în bancă? Nu aveți încredere în ei la votul moțiunii de cenzură? Nu. Asta a fost o discuție și o decizie la nivelul coaliției, astfel încât la nivelul coaliției să fie lucrurile foarte clare. De ce? Că au fost foarte multe minciuni vehiculate de cei de la PSD, legate de posibilitatea ca fie parlamentar PNL, fie parlamentar din alte grupuri parlamentare să voteze moțiunea de cenzură, și această discuție și decizie care s-a luat la nivelul coaliției a fost tocmai pentru a arăta foarte clar că această moțiune de cenzură este un balon de săpun și că nu are nici cea mai mică șansă să treacă. Ceea ce mă privește pe mine, consider o jignire
declarațiile liderilor PSD, prin care au lansat aluzii că eu aș putea vreodată să cer unui parlamentar PNL să voteze vreo moțiune de cenzură a PSD. Ca președinte al Partidului Național Liberal am fost singurul lider al unei formațiuni politice de dreapta de opoziție care a dărâmat în 31 de ani de democrație un guvern al PSD. Sau FDSN. Declarații făcute la această oră de președintele PNL Ludovic Orban. Niciun parlamentar PNL nu va vota moțiunea de cenzură, spunea acesta în urmă cu puțin timp. Urmărim aceste declarații și revenim.